Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei cu soarele lunar Venus ascendent în săgetător pentru noiembrie 2019. Am amestecat cărțile deja, am primit deja niște mesaje, o să vi le spun înainte de etalarea propriu-zisă. Din seria oracolelor, scopul în viață, ați primit artistul. Știu că poate sunt câteva persoane care mă știu și închipui că l-am ales. Eu nu l-am ales, el a venit, adică artistul sau cartea, în fine. Și călătorii, nutriție, dacă mă uit un pic, trag ochii și dedesubt. Dar, haideți să vorbim despre acest artist. Se zice că sunteți invitați să vă angajați în activități artistice care sunt benefice carierei voastre. Eventual și în alte zone ale vieții voastre. Pentru artistul necunoscut, dacă ascultă această etalare și sper că ascultă, sper că și-a făcut temele, nu sunt grele, sunt doar importante. Și dacă ascultă, sper să revină cu temele făcute. Haideți să vedem ce spun ei despre această carte. Ei spun așa, că lumea voastră interioară este foarte colorată. Și această carte amintește că ar fi bine să introduceți un pic de culoare în cariera voastră. Într-o formă sau alta. Mai spune că aveți un ochi și un simț artistic deosebit. E o calitate naturală pe care o aveți pentru umbre, pentru forme, pentru obiecte. Evident, trebuie să o explorați. Ce mai spune aici? Că îngerii vor să aduceți un pic de, am zis mai devreme, da, de artă în ceea ce faceți, în cariera pe care ați ales-o. Și dacă reușiți să faceți acest lucru, vă veți simți mult mai bine exprimându-vă acest artist interior, da? Ați ales această carte sau v-a venit această carte tocmai pentru că este foarte important să faceți pași, să inițiați către a deveni acest adevărat artist care sunteți. That you truly are. Ei întreabă așa, dacă ai avea timp nelimitat și bani suficienți, ce tip de carieră artistică ai alege? Și în funcție de ceea ce hotărăști, ceea ce hotărâți voi, cum te-ai implica în această carieră? Probabil că nu degeaba, trebuie să vă puneți aceste întrebări. Ei zic că în funcție de acest răspuns, vei găsi niște căi benefice pe care ar trebui să le explorezi și care s-ar putea să te inspire în ceea ce faci acum. Evident că această carte sugerează și să fiți în contact cu lumea artistică. Asta înseamnă muzică, concerte, teatru, expoziții. Așa că, artistul necunoscut, mai du-te și pe la expoziții și pe la concerte. Lasă grijile. Evident, fost temele. Ce v-a mai venit? Călătorie. Ei spun că pentru unii dintre voi s-ar putea să fie necesar să călătoriți foarte mult în ceea ce faceți, în activitatea pe care v-ați și în scopul vieții voastre. Așa, și să aveți grijă la hrană. Să încercați să hrăniți, să vă hrăniți sănătos, să mâncați sănătos, eventual, că tot e sfârșit de noiembrie, poate unii dintre voi și cunosc câțiva, că săgetătorii unii au căutări spirituale, religioase și sunt atrași de această latură. Știu că unii dintre ei chiar țin post. Deci, probabil că unii vă pregătiți, ia uite, și spiritual teacher, unii vă pregătiți de postul Crăciunului. Și n-ar fi rău, n-ar fi rău. Din seria aceasta de oracole, șoaptă de la îngeri, parcă, va veni mai devreme, dar nu știu de ce am simțit nevoia să aleg cartea sau să primiți cartea în fața voastră. Ați primit mai devreme, apreciază, drag.
Apreciază dragostea pe care o primești. Probabil unii dintre voi, și știu pe cineva care a fost criticat și imediat s-a retras și n-a înțeles că o critică poate să fie și un semn de grijă, de dragoste. În fine, probabil că unii dintre voi trebuie să vă învățați, evident, să primiți anumite gesturi. Apare simple, dar care spun foarte mult. Aveți și slow down, încetiniți. Poate că unii dintre voi aveți de-a face cu un capricorn, că și capricornii au primit cartea aceasta cu apreciați dragostea pe care o primiți. Vărsătorii, dacă nu greșesc, au avut și ei această carte chiar în această poziție. Probabil că ori aveți acolo planete, ori aveți de-a face cu vărsători, cu capricorn, unii dintre voi. Ideea este că trebuie să încetiniți. Că vă faceți prea multe griji. Prea multe griji. Astea sunt prea multe cărți. O să încerc totuși să găsesc, să primesc, să primim o carte. Chiar acum, în timpul înregistrării, deși, din păcate, îmi ia din timp. Săgetătorul Soarelui nu vine să ascendent în săgetător, un mesaj de la Îngerii. O să vă spun și ce cărți ați mai primit de-a lungul acestui proces de amestecare al cărților. Ok? Aveți răbdare. Unii dintre voi chiar trebuie să aveți răbdare și să vă concentrați pe dragoste. Interesant. Se pare că și dragonul ăsta, chiar dacă pare înspăimântător, are o dragoste de oferit. Eu știu pentru cine ar putea să fie, da, și dacă știți să-l tratați pe acest dragon cu compasiune, cu blândețe, cu răbdare, s-ar putea dragonul să se topească. Este super peisajul din spate, mi-aduce aminte de Arnavut, evident. 24, dacă vă spune ceva, 17, iarăși, poate sunt date în noiembrie, în octombrie sau poate chiar în decembrie. Dragostea este răbdătoare și amabilă, nu? De fiecare dată. Și ce-mi place la această imagine, că apare această floare de lotus. Bănuiesc că știți cum crește și cât de lungă e tulpina, sau mai bine zis rădăcina, adică trece prin multe, ca să reușească să ajungă la suprafață și să înflorească. Ce frumos! Ei, și când va înflori, va fi tot timpul hrănită. Ia uite de aceste izvoare. Foarte frumoasă cartea. Sper să vă fie un mic ghid în această perioadă. Totuși, mai am alte mesaje de transmis. Din seria aceasta de cărți pe care o folosesc la Crucea Celtică, am văzut la un moment dat puterea și 5 de spade. Bănuiesc că trebuie să aveți putere într-o relație cu cineva în care vă certați, aveți ceva de argumentat. 5 de spade nu este o carte foarte bună și reprezintă un semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Dar sunt argumente, nu e genul de discuție care până la urmă ajunge la o soluție. În acea discuție, cei doi pleacă și rămâne o persoană egotică cu iluzia succesului. Apoi, amestecând, ați primit 7 de cupe. Ori aveți o stare emoțională foarte confuză unii dintre voi într-o privință. Ori aveți de-a face cu un semn de apă, pești, drac, scorpion, sau pur și simplu este starea voastră emoțională. Evident, cartea aceasta sugerează fantasy, reprezintă chiar și iluzii. De obicei, Venus în vărsător sau cineva cu planete. În vărsător nu vreau să zic că scorpion, îmi cer scuze. Venus... Da, ce fiziți, Venus în vărsător. Venus în scorpion reprezintă această carte, dacă are cineva Venus acolo. Dacă nu, oricum, vorbește despre faptul că totuși aveți opțiuni și trebuie să alegeți. Opțiuni ce înseamnă? Nu mustai că aveți mulți admiratori, admiratoare din care trebuie să alegeți. Pentru că în acest set de cărți cu sexuale, aveți îndrăgostiții și este clar că trebuie să alegeți într-o persoană și alta. Deci, din punct de vedere sentimental, sunteți într-o stare de confuzie emoțională sau de visare.
Și trebuie să alegeți între vechi și nou, între o persoană care poate încă nu-i deschisă și trebuie să aveți răbdare și alta care e deschisă. Dar se pare că cea deschisă, nu știu de ce, am impresia că se uită totuși în altă parte, chiar dacă ar mai vorbi cu voi, are o atenție și către altă direcție, așa că fiți atenți ce alegeți. Aici am spus că nu e obligatoriu cartea să reprezinte admirator pe care trebuie să-i alegeți. Din 10 să aleg și eu o persoană cu care să fiu. Evident că poate să reprezinte și altfel de opțiuni care vă umplu sufletul. Cum am vorbit mai devreme despre artă. Poate aveți și alte hobby-uri care vă satisfac emoțional și vă ocupă timpul într-un fel sau altul și trebuie să alegeți unde investiți emoțional în următoarea perioadă. Apoi, o mică poveste pentru unii și poate nu are treabă cu nimic din ce voi spune de acum încolo. Au venit aceste cărți, două și apoi încă patru. Iar puterea, dar cu soarele. Posibil în cazul în care aveți puterea să lăsați acele argumente despre care am vorbit mai devreme, cinci de spade, veți beneficia de o trezire, de o bucurie pentru unii care aveți un copil. Evident că trebuie să fiți puternici, să-i susțineți și evident că vă veți bucura de ceea ce le oferiți. Protecție și inspirație. Pe de altă parte, poate să fie și cineva cu marcaj pe leu care vă aduce bucurie, nu? Chiar vă aduce multă bucurie și există potențial de o relație foarte interesantă, în care ambii vă susțineți și creșteți spiritual. De ce spun asta de parteneriat? Pentru că aici aveți balanța, justiția, da? Regele de spade, iar gemeni, vărsător sau balanță, 10 de monede și asul, nu-l vedeți? Vi-l arăt, asul de băte. Eu așa văd lucrurile. Balanța, întotdeauna când apare justiția, este ceva de echilibrat și adesea se echilibrează într-un mod foarte dur. Ori cu vorba, ori cu niște decizii care s-ar putea să doară. Spada, evident, poate să însemne și un doctor, dar nu mă duc până acolo cu gândul, pentru că nu mi se pare contextul care să arate niște situații de sănătate. Eu cred, eu așa simt, că aveți de ales, da, justiția este aproape la mijloc, între această bucurie și această relație foarte, foarte interesantă și un semn de aer, eventual, gemeni, vărsător sau balanță. Sau dacă nu-i semn de aer, trebuie să... E o situație la locul de muncă. Evident că poate să fie o familie, o familie de care unii vă despărțiți, dar nu e nicio problemă că aveți puterea să o luați de la zero, să începeți un nou proiect, să mergeți pe o nouă cale și să vă aducă bucurie. Am spus că dacă nu e familie, poate să fie vorba de afaceri. 10 de monede, evident, poate să fie familia la locul de muncă, un grup cu care lucrați și creșteți financiar, da? Creați, eu știu ce, e un pom. Dar cu regele de spade și justiția, eu văd niște chestiuni legale. Dacă voi vedeți altceva, este, cum să zic, viziunea voastră. Repet, simt că trebuie să vă separați de de două vibrații, eu așa le văd. Da? Și în momentul în care vă separați și alegeți 7 de cupe, alegeți ce vă umple sufletul, trebuie să vă gândiți la emoții, cum vibrați în preajma anumitor oameni. Atunci puteți să preluați acest as de băte, să începeți ceva nou, inovativ, un proiect sau pur și simplu sunteți voi, că sunteți semn de foc. Vă resetați, începeți să străluciți, da? Asta ar fi un mesaj. La capătul setului de cărți, regina de cupe, semn de apă, mai mult sau mai puțin, o persoană care este destul de emoțională sau sentimentală. Și totuși, am zis de câte ori pot, regina de cupe nu se oferă chiar așa. Este o energie oarecum maternă. Da. Săgetător, mai amestecă deodată. Soarele nu a venit să ascendent în Săgetător, noiembrie 2019.
Săgetător, soarele nu vine să ascendent, săgetător, săgetător, da, noiembrie 2019, central. Central. Oh, asul de monede, vine și asul de monede, adică vin și banii. Ha, ce drăguț. Sau dacă nu sunt bani, este o relație de lungă durată. Sau pur și simplu un sentiment de stabilitate într-o direcție. Știți că, deși aveți mult de mers, e un munte în față, e o ușă. Și ușa asta mi se pare că vă invită într-o grădină. O grădină destul de mare. Dacă are și muntele în grădină, înseamnă că e. Aveți multiple oportunități. Și totuși vă simțiți stabil. Fiind zidul acesta protector, există și sentimentul de stabilitate. Evident că poate să fie și un semn de pământ, dar nu este obligatoriu. Taur, fecioară sau capricorn. Este un nou început. Ori vă gândiți, e în inima voastră, e central, poate să fie și sentimental pentru că e pe chakra inimii, da? Cu potențial de lungă durată. Așa a apărut, așa eu citesc. Provocarea este 4 de monede. 4 de monede de obicei, dacă nu are probleme financiare, are probleme de a se deschide. Iar semn de pământ, dar trecem peste asta, că nu toată lumea o fi semn de pământ în relație cu săgetătorul. Provocarea este ori să nu vă faceți griji pentru bani, pentru că oferta este o ofertă divină. Vi se deschid porțile într-un fel sau altul, primiți. Intrați pe vibrație de abundență. Asta e ideea. Intrați pe vibrație de abundență. Provocarea este să vă deschideți, ori voi, ori altcineva. Să ieșiți din niște șabloane, din niște tipare. Și pentru că vorbim de monede, monedele nu reprezintă doar bani, reprezintă și valori. Poate trebuie să ieșiți din niște valori în care v-ați niște principii, da? Am zis mai devreme, în care v-ați obișnuit unii. Oh, ce frumos! 9 de cupe. În trecutul îndepărtat. Ce înseamnă îndepărtat pentru unii? Am spus, variază. 9 de cupe. Ați fost foarte mulțumiți de voi. Ba chiar unii v-ați cam lăsat așa, îmbătați de emoții. După cum vedeți, are mâna pe pahar. Gata să-l bea și pe ăsta. Și totuși mai lipsește unul până la fericirea maximă. Deci 9 de cupe, o persoană destul de confortabilă emoțional cu ea însăși. Așa cum e 9 de monede, persoană confortabilă cu finanțele aici, oarecum autosuficient. Totuși mai lipsește ceva. Ocupă. Dar trecând peste aspectul ăsta, 9 de cupe e de bine, evident. Poate vă întâlniți cu toate aceste cupe, sunt prieteni cu care vă întâlniți și vă simțiți bine la o petrecere, dar sau v-ați simți bine la o petrecere, la o întâlnire, pentru că este trecutul îndepărtat. Sau pur și simplu este un semn de apă, dacă nu-i semn de apă, sunteți voi într-o relație sau pur și simplu vă simțiți bine. Haideți, mai prea multe explicații. 9 de cupe este stare de bine. De curând, regina de bâte. Puteți să fiți voi pentru că e semn de foc, da? Regina de bâte. Dar poate să fie și altcineva cu marcaj pe leu, că tot am văzut leu de două ori, da? Și la soare și la putere. Regina de bâte. De obicei femeie, dar evident că poate să fie și bărbat. Creativă, care se ocupă de chestii oarecum oculte, da? Pisica neagră spune ceva. Deschisă. Întreprinzătoare, creativă. O să fii voi, o fi altcineva, voi știți. E în trecutul apropiat. Viitorul îndepărtat, 7 de monede. Viitorul de îndepărtat aveți un pic de așteptat. Haideți să vedem viitorul apropiat. Ah, interesant. Deci, până la urmă, luați acest as de monede. Îl luați și îl studiați. Îl primiți într-un fel sau altul, vi-l creați voi pentru că sunteți inspirați să vi-l creați, că aveți inspirație, asul de bâte asta înseamnă, da, l-am discutat mai devreme, inspirație.
Și regina de bâte are inspirație, da? Posibil sunteți voi varianta feminină. Regele de bâte este mult mai concentrat pe latura sa autoritară, regina de bâte este concentrată pe partea sa creativă. Poate într-adevăr vă apucați de artă. E ca și regina de monede. Amândouă sunt foarte deschise către arte. Probabil e un pic mai teatrală, da? Dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva, un personaj mai teatral. Ok, trecem peste aceste detalii. În prezent, viitor apropiat, valetul de monede. Studiați, probabil, oricum să ieșiți din tipare, oricum să beneficiați de acest as de bâte. Pentru că asul este o vibrație mai înaltă, aici este varianta în care deja puneți în practică. Eu știu ce înseamnă asta, depinde de la unii la alții. Dacă e vorba de afaceri, măcar vă înregistrați firma și îi dați un nume. Apoi căutați client și tot ce mai trebuie. Valetul de monede. Evident că poate să reprezinte și un copil care studiază, un student. Sau care e la școală. Poate aveți un copil la școală și trebuie să vă ocupați de el. Cu răbdare, 7 de monede, da, cu răbdare. Dacă nu e copil, pentru că nu toată lumea are copii la școală sau, în fine, poate copiii sunt mai mari și nu mai au nevoie de atenție. Repet, cu acest as de monede, bănuiesc că sunteți voi încerca să studiați această ofertă, acest potențial de lungă durată. Că e relație, că e afacere, că e orice altceva. Voi știți? Ideea e că studiați. Și, posibil, la un moment dat, în etapa asta de studiu, veți începe să investiți, pentru că 7 de monede asta face, investește. Cu grijă, precauți, cu răbdare, că tot ați avut răbdarea, da? Veți fi atenți un pic la această grădină, am mai vorbit de grădină, interesant, ce aici e o grădină pe care o construiți. O lume, că asta înseamnă grădina, o nouă lume pe care vreți să vă o creați. Creați, da? Creație. Creativitate. Interesant. Sfatul este să lăsați în urmă niște ape tulburi. Eventual pe cineva semn de aer sau cu marcaj în semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. 6 de spade e o călătorie, într-adevăr, de o călătorie de eliberare. Merge către soare, către niște locuri mai line. Iese din apele tulburi. Exterior, 9 de bâte. Exterior. Pentru unii poate să fie un alt personaj care se manifestă tot așa mai pasional. Pentru că e exterior și aveți și aici un semn de foc. Deci, oricum, acest semn nouă de bâte nu sunteți voi, pentru că e exterior. Aici ați putea fi voi, dar aici sigur nu este. Nouă de bâte, e o persoană rănită, am spus de câte ori am putut, care stă în picioare, în care pasiunea să meargă mai departe, să-și mențină principiile, verticalitatea. Și tocmai pentru că a fost rănită, își creează ziduri. Își creează ziduri și le apără cu putere, cu încăpățânare. Asta vă influențează în această perioadă. De ce vă este teamă? Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe, semn de apă, dar nu e obligatoriu. Generat sunt mesaje emoționale sau cineva care vine cu o ofertă de dragoste. Dar de ce v-ar fi frică de așa ceva? Voi știți. Poate vă e frică, posibil că nu vine. Cavalerul de cupe.
Pentru unii care chiar vă doriți o chestie de lungă durată și serioasă, vă este teamă că acest cavaler de cupe ar putea să vină și să plece din viața voastră și să rămână doar cu să rămână, să rămâneți doar cu emoțiile și să nu reușiți să creați ceva stabil. Dar nu e obligatoriu să fie semn de apă, evident. Ce frumos! Ce vă doriți? Asul de spade. E al treilea as pe care îl văd. O minte clară și să vă clarificați în niște chestiuni. Poate în aceste, cum să ieșiți din aceste tipare, poate cum să ieșiți din aceste ape tulburi, evident, să aveți mintea clară, creativitate și bani ca să începeți ceva. Evident, cine nu-și dorește. Dar probabil că veți avea mai spre sfârșitul lunii, spre decembrie, când va ieși Mercur din retrogradare. Vă doriți victorie. Ha, ce interesant cum văd acum cărțile. Parcă ar fi același munte. Nu știu dacă am mai văzut asta la vreo etalare. Parcă ar fi același munte. Deci această ofertă stabilă de lungă durată, la, implică și multe obstacole, da? Sunt niște munți. Am spus că e o grădină mare, adică sunt multe oportunități de creștere, de dezvoltare. Asta înseamnă grădină. Am vorbit de grădină și aici. Și totuși sunt niște munți, sunt niște obstacole. Probabil că vă doriți, aveți mintea clară și puterea, că totuși spada reprezintă putere, da? Să tăiați în munți și să vă faceți cale către lumină. Ce frumos, ce frumos. Îmi place cum a venit ideea. Mulțumesc mult. Finalul? Vă luptați. Șapte, al doilea, nu, al treilea, dacă pun și șapele de cupe. Ieșiți din confuzii, începe să vă adunați, să puneți bani deoparte sau eventual să studiați cum să dezvoltați, eu știu ce, relație sau afacere sau ce vreți voi. Da? Și cu răbdare, că asta înseamnă șapte de monede, cu răbdare și cu ambiție. Șapte de bâte reprezintă un om care se luptă cu concurența, cu dușmanii. Foarte, foarte sigur că va învinge. E de bine. Aveți aici totuși un semn de aer cu care vă mai certați. Probabil vă luptați iar certuri. Un semn de aer. Ia uite, competitivitate, concurență, bârfe. Dar voi sunteți aici, vă luptați cu ei. Ah, ce frumos! E a doua oară când văd îndrăgostiții. Probabil pentru la un moment dat, sau dacă nu e pentru o relație super frumoasă. Așa, măcar pentru a vă apropia într-un fel sau altul, ca și vibrație de acest suflet pereche. O relație ghidată de îngerii voștri protectori. Ce frumii, ce frumii! Mă bucur pentru voi. Aici, spânzuratul. Adesea este semnul peștilor, dar nu e obligatoriu să aveți. Oarecum supărat. Ho. Da, există transformare. Spânzuratul, dacă nu-i semnul peștilor, că nu toată lumea are de-a face cu semnul peștilor, sau nu toată lumea are planete, poate aveți planete, dar știu pe cineva cu planete acolo, oarecum supărat, supărată. E o perioadă de stagnare în care trebuie să faceți sacrificii sau să vă schimbați perspectiva. Nu degeaba stă omul ăsta cu capul în jos, tocmai ca să vadă lumea altfel, din altă poziție. Și văzând-o din altă poziție, da, înțelege că divinitatea, da, se manifestă în fel și chip, da, nu într-un singur fel. Totuși cineva e supărat, poate pe un trio din trecut, nu știu, din prezent sau eu știu, din ce trio poate să fie și la locul de muncă, dar cineva e supărat. Și nu vede o ofertă frumoasă care este foarte aproape. Și totuși, că sunteți voi, că sunt ei, că e altcineva, există această transformare. Transformare, moarte, moarte. Lună în Scorpion, văd acum. Transformare emoțională. Iar vindecare. Patru de spade reprezintă meditație, rugăciune, da? Aveți nevoie sau voi sau ei să înțelegeți de ce ați trecut prin ce ați trecut, prin niște răni. Evident că regele de spade sau un semn de aer,
își face griji. Și totuși, ia uite. Și totuși cineva vrea să manifeste. Cineva vrea să manifeste o colaborare. Nu e obligatoriu să fie la locul de muncă. Trei de monede, evident că reprezintă o muncă. Și am vorbit de artist. Probabil că vreți să faceți în această colaborare, din ceea ce v-ați propus voi să faceți, un lucru deosebit, să fiți admirați. O luați pas cu pas, iar valetul și cavalerul de bâte pas cu pas către abundență. Evident că poate să fie către o femeie care vă dă stabilitate, dar nu e obligatoriu că e femeie, că e bărbat, da? Poate regina, am spus, dacă nu e personaj, poate să reprezinte evoluția unei situații. Dacă aceasta, dacă nu e relație și un proiect, da? Poate să reprezinte evoluția. Și totuși, eu mai văd și alte lucruri, trebuie să vă conectați la intuiție, ca să creați o relație de lungă durată și bazată și pe pasiune, nu doar pe nevoi materiale. Da? Foarte frumos, foarte frumos. Dar ori voi, ori altcineva, ori toate persoanele până la urmă implicate în această poveste ar trebui să se transforme. Moartea asta și lună, evident că vorbește despre transformare emoțională. Ar mai fi ceva de vorbit? Ia să vedem. Ce frumos, iar asul de bâte. O relație, asta e clar că e sexuală, da? Un început. Soarele în Venus ascendent în săgetător. Noiembrie 2019. Haideți să vedem ce ar putea să vă iasă pentru unii dintre voi. Poate unii nici nu aveți parteneri. Soare, lună, Venus ascendent în săgetător. Ce vă doriți voi, de ce vă este teamă, ce își doresc ei, de ce le este teamă lor. Mai. Oh, magicianul, înseamnă că voi erați acolo, putea să fie altcineva. Înseamnă că voi erați în crucea celtică, sau nu e obligatoriu, în fine, magicianul. Vă doriți să manifestați un nou început. Știți că aveți toate resursele și bani și minte și stabilitate. Am zis că dacă aveți bani, aveți stabilitate și emoții și pasiune și evident niște noțiuni despre spiritualitate, despre cum se manifestă lucrurile și atunci, da, sunteți pregătiți să manifestați ceva nou. Ia, ce-și doresc ei? 9 de monede. Interesant. De obicei, 9 de monede e o persoană singură care e bine așa cum e. E mulțumită de banii pe care are, de reușitele pe care le-a obținut în viață, eventual de experiențele pe care l-o fi avut. Dar nouă este și sfârșit de ciclu transformare. Probabil că persoana ar vrea să meargă către 10. 10 înseamnă deja o relație. Dar, trecând peste chestia asta, nu știu de ce există... Așa simt acum această carte. Cineva are nevoie să uite și de 8 și de 10 ca să poată transforma. Ca să poată ieși din ciclu. Nu poți să rămâi să ieși din ciclu stând în aceeași energie, da? Deci trebuie să renunți la ceva. În fine, e o renunțare. Eu așa o văd acum, o renunțare. În fine. De ce vă este teamă? Ori de un alt semn de foc,
Ori de 7 de bâte, iar 7 de bâte a apărut. 7 de bâte, o persoană care e hotărâtă să cucerească pe cineva, dar vă este teamă că ce? Că felul în care încerca să cuceriți ar putea să... Să afecteze ceea ce vreți să manifestați? Cineva vrea să cucerească aici, da? Se vede. Ea se dă, da, îl îmbrățișează, se dezbracă, în fine, ce-i face. Dar el se uită în altă parte, evident că nu e obligatoriu să fie el și ea. Vă este teamă că încercarea voastră sau a lor de a vă cuceri sau de a vă, în fine... De a obține acele satisfacții sexuale, vă este teamă cumva că ar putea să se gândească la altcineva? Posibil, pentru că persoana aceasta se uită în altă direcție. În fine, de ce le este teamă lor? Oh, de lume. Iar e vorba de renunțare, încheiere de ciclu. Am zis bine și până la urmă înseamnă că intuiția mea merge. E vorba de sfârșit de ciclu. Ah, gata. Deci, pe de-o parte, aici. Dar persoana știe să abordeze persoanele de sex opus, da? 7 de bâte în această carte asta arată un om care încearcă să cucerească pe celălalt. Probabil că trebuie să schimbați tactica cu acest magician. Posibil. Asta în cazul în care nu este un alt semn de foc sau altcineva care este undeva în planul 2. Oricum, cealaltă persoană are lumea. Este teamă să înceapă un nou ciclu. Probabil că nu degeaba ați avut răbdare. Își dorește că e nouă, e schimbare. Nouă, știți că e număr jupiterian. Reprezintă și Săgetătorul și Peștii. Da. De oricum, persoana de aici vrea să închidă un ciclu, dar încă mai are de lucru cu ea însăși. La capătul setului de cărți aveți cavalerul de bâte, iar cineva care ar fura partenera și ar duce-o departe de lumea deslănțuită. Energia aventurieră, dar totuși, nu e doar aventură, parcă unii dintre voi v-ați și implica în relație. 8 de monede, o persoană care muncește pentru relație. Dar pentru asta trebuie să renunțe la niște atașamente emoționale din trecut. Interesant. Cam aceasta ar fi etalarea. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine!